sunt supărat pentru că toată lumea s-a așteptat după eșecul de anul trecut. Am crezut că cei care s-au acolo învățat din greșelile făcute și anul ăsta vor promova. Dar iată că lucrurile s-au complicat foarte, foarte grav, după părerea mea. Și când spun asta, mă refer la faptul că echipa nu joacă. Asta este marea mea teamă, să zic așa, pentru că dacă echipa ar fi jucat și erau niște accidente, a fost un accident, a întâmplat să pierzi cu Slobozia, cu Ripensia acasă, să fie garat pe final, dar în momentul ăsta, ce am văzut în această primăvară, echipa nu joacă. Și pentru că nu joacă, speranțele, sunt din ce în ce mai mici. Și ei depind în clipa de față și de alte rezultate indirecte care le pot pune piedică. Cu sigur. Toate că au meci cu Călărașul etapa următoare și cu Metalul Globus, două echipe care se ruptă la play-off, sunt în luptă directă. Am văzut și două jocuri ale Călărașului în această primăvară, și cel cu Farul și cel la Ciuc acum, unde într-adevăr Călărașul a arătat altfel decât arată Rapidul și... Adică mai bine spuneți. Da, mai bine, și nu știu dacă entuziasmul ăsta care l-ar putea aduce... clipa de față, nu știu, antrenorul, nu știu dacă Iosif are capacitatea să aducă la echipă motivație, entuziasm, pentru că el vine de acolo, dintre jucători, antrenorii se cuți întotdeauna în momentele astea grele, nu cred că se pot impune așa de ușor, dar da, mi-o să fie bine, însă lucrurile sunt complicate. Eu zic că în momentul ăsta trebuie cu șansă foarte, foarte mare ca Rapidul să prindă play-off. Știți cum e? E secund, într-adevăr, și sunt de acord cu noi. Nu contest numirea lui, nu, doamne ferește. Nu contestăm, dar problema e alta. Cine ar fi acceptat să vină la Rapid? Pancu i-a refuzat, de exemplu. Nu știu cine ar fi acceptat. Cei care conduc Rapidul, cele două entități care conduc Rapidul în ziua de care astăzi. Care entități? Păi, după părerea mea, la Rapid este o problemă de când s-a înființat această nouă echipă, această academie și apoi s-a transformat în FC Rapid. Acolo este entitatea care a condus patronilor, patronatului, care are decizia, probabil, totuși până la urmă și care asigură administrativ toate condițiile. Și apoi este această entitate a suporterilor, care, un grup de suporteri, sunt foarte apropiați, fac parte în anturajul echipei și probabil că și cuvântul lor contează foarte, foarte mult. Adică ei au acum și-au dorit ani de zile să strigau în permanență Rapidul suntem noi. Eu am acceptat asta când lucram acolo și, într-adevăr, tot ce fac ei pentru echipă, ce au făcut de-a lungul timpului, nu poate contesta nimeni, dar lucrurile trebuie separate foarte clar. Și eu zic că, în clipa de față, să clatină lucrurile și la nivel de, nu să clatină, la nivel de conducere, la nivel de, eu știu, de managementul ăsta, numai sportiv. Și managementul unui club, cum e Rapid, un club cu pretenții, eu zic că suferă. Da, vă întreb altceva, pentru că aveți experiență. Cred că cea mai mare experiență de după Revoluție la nivel de conducere a unui club. Mai poate fi făcut ceva acum, astfel încât să se schimbe radical situația, să se schimbe radical jocul echipei? Radical nu. Acum trebuie să zic că șansa este cea care joacă un rol foarte important pentru Rapid. Dacă au șansă, pot prinde play-off-ul. Pentru că acești jucători care sunt la Rapid în clipa de față, Rapid e format acum din două grupuri de jucători. Jucători care au fost plimbați pe la fel de echipe în Liga 2, Liga 1. Nu vreau să nominalizez. Cristei, Ioniță, Ursu. Ioniță, Ursu, Cristei, Ionuț Voicu, care au ajuns la nivelul maxim. Unii chiar sunt în scădere față de ce jucau o altă dată. Da? Da. Iar tinerii care sunt în anturajul echipei sau care joacă în momentul de față, nu spun mare lucru în clipa de față, după părerea mea. Nu am văzut un tânăr care să fie dorit de o echipă de Liga 1. Chiar dacă Rapidul nu ceda, sigur, n-ar fi transferat un jucător la Liga 1, că avea nevoie de el. Dar măcar să vedem o cerere. Un club de Liga 1 vrea un jucător la Rapid. Și vă mai întreb ceva, o chestie pe care am observat-o în ultimul meci cu Slobozia. De ce domnul Dinu, la 36 de ani, Ionuț Voicu, este jucătorul care aleargă cel mai mult și este cel mai agresiv și bagă piciorul efectiv la sacrificiu? Cum e posibil ca jucători de 20 de ani să se uite la colegul lor să nu facă la fel? Eu îl cunosc pe Ionuț Voicu în 2007, am fost la Brașov, la Intergaz l-am adus. Da. Ca atitudine, Ionuț Voicu este ceva de asta și joacă la vârsta lui, pentru că dacă nu avea o viață extrasportivă foarte bună, normală, sănătoasă, pentru un fotbalist, dar, sigur, atitudinea lăsat de dorit și aici la atitudine e greu să lucrezi. E greu să lucrezi. Deci asta e un mit, că stai, domne, că schimbi de pe o zi pe altă atitudine. N-ai ce să schimbi. Jucătorii sunt mulți jucători plafonați, sunt mulți jucători care ei nu mai cred că pot reuși. Asta e marea problemă, că sunt jucători care au în trecut, au ratat promovarea și au rămas în continuare la echipă. Iar cei care au venit față de anul trecut, acum, eu n-am înțeles asta vară de ce s-a renunțat la Alexa. Pentru mine a fost, pentru că Alexa ratase promovarea, dar nu ratase promovarea. Nu ratase el promovarea. Alexa este, dacă vreți, în clipa de față, cel mai bun antrenor
pentru Liga a doua, pentru promovare. Păi uitați ce face cu Timișoara. În condițiile în care, față de Rapid, bugetul este 25%, vă spun în surse sigure. Deci bugetul Timișoarei este 25% cât are Rapidul, buget declarat. Deci, fantastic. Deci, eu nu înțeleg de ce au renunțat la Alexa. Pentru că Alexa citise lotul, știa ce îi mai trebuie, are un sistem relațional legat de anumiti jucători care are nevoie de ei să-i aducă să construiască o echipă promovare. Eu spun că dacă ei mergeau cu Alexa mai departe, Rapidul era astăzi acolo sus, unde e Timișoara sau unde e Craiova. Pe de altă parte, domnul Dinu, e o modă asta în fotbal românesc, nu-ți ia antrenorul. La cea mai mică chestie, că și asta e o problemă. Nu știu dacă Nicolae Grigore e bun sau rău, dar nu ar fi trebuit păstrat în ideea unui proiect? Ba da, Rapidul a avut anul trecut doi antrenori, din ce știu eu, anul ăsta a avut trei. Că Iosif în două descălecaturi. Deci Rapidul a avut doi antrenori. Nu poți promova o echipă sau să construiești o echipă. Eu anul trecut am construit o echipă față de Liga 3, a venit cu o altă echipă, nu? Nu poți când aduci și schimbi antrenorii așa pe bandă rulantă. E greu, e greu. De asta spun că lipsa lor de experiență a celor care conduc Rapidul, aici s-a văzut. Nu au experiența, asta este clar, pentru că nu sunt oameni care au fost implicați mult timp în fotbal. Nicolescu, din câte mi-amintesc, care este numărul 2 în club, a sponsorizat la un moment dat o echipă tricoloru parcă prin Liga 4. Înseamnă că e pasionat, asta e clar. Angelescu a mai fost sponsor pe la Znagov, o echipă mică de Liga 2. Vedeți numai asta, lipsa unui conducător, da? Da. Eu am trăit lângă patronii potenți, și financiar și mental, nu numai... Printre cei mai potenți. Așa, deci am... Toți antrenorii care am lucrat cu ei, n-a plecat unul fără acordul meu și eu n-am fost dacă lăsit niciunul. Și Mudic a fost, înainte cu 5 etape de final și campionat, a plecat datorită unei greșeli făcute de el și cei care au în jurul echipei nu l-au iertat pentru asta și au mers peste copos. Iar apoi, la Astra, Nicolae Tafare pe Iseilă, după 3 etape l-am mers înapoi. Deci a fost meritul meu total, vă spun. Apoi la Rapid, Renic, a fost dat copos, dat afară ziua lui, l-am adus înapoi. Incredibil. Dat afară ziua lui, deci l-am adus înapoi, da? La Răzvan Lucescu, abidiți-vă, când a fost scandalul acela monstru. De s-au dus suporteri eram, pe eram, copo, da? Nu știu, atunci jucătorii au contat foarte mult. Suporterii, da, dar jucătorii au contat foarte mult. Da? Atunci, în momentul ăla, eram în cupe europene, calificații. Eram de 4 meciuri în campionat, aveam 3 victorii și un meci în joc egal, acasă cu Argeș și minutul 9, 15 minute, un gol întâmplător. Și a fost să-l demită, da? L-a demis pentru 18 ore. M-am dus peste el. Deci, în momentul ăla, acolo poate s-a văzut, eu știu, nu experiența mea, știu, priceperea mea a lucrat cu un antrenor. Pentru că un antrenor este cel care poate să dea tonul sus, să dea viață unei echipe. Restul, noi care suntem pe lângă echipă, asigurăm condiții, încercăm să facem ba una, ba alta. Vă întreb altceva, domnul Dinu. Care ar fi, ok, să spunem că se ratează sezonul, se încearcă de la anul. Care ar fi primele lucruri pe care le-ați schimba la Rapid? Că acum nu puteți să spuneți, domne, schimbăm tot lotul, că e lotul slab. Nu. Cu acum ce nu. Ai, acum nu, dar... ce antrenor ați aduce? Un antrenor care să știe ce înseamnă promovarea unei echipe în Liga 1. Aduce un antrenor care s-a bătut la campionat în Liga 1 până acum un an sau până acum 2 ani, eu zic că e foarte riscant. Sunt antrenori foarte buni de Liga 2 care se promoveze. Sunt antrenori care pot promova cum e Alexa, care are trei promovări. Cum mai fost? A mai fost Peliș care a promovat cu Sibiu. Da. Sunt antrenori care sunt foarte, foarte buni pentru Liga 2.